Bună ziua, prieteni! Iată că am ajuns la Parlament și sunt foarte bucuroasă că și în sala mare și în sala unde expune Liga Navală sunt două expoziții de excepție. Acesta este afișul sălii mari și am să vă fac așa o retrospectivă pe fugă ca să vă stârnesc curiozitatea și să veniți să vizitați această frumoasă expoziție a colegilor. Îmi plac lucrările colegilor care expun aici. Iată, avem și niște sculpturi foarte frumoase. Continuăm. Îi apreciez pe cei care expun și chiar dacă nu-i cunosc, recunosc că nu-i cunosc pe aceștia, dar nu se știe niciodată drumurile vieții, pe unde ne duc și în ce ipostaze ne pun. Deci nici eu nu voi face vreo excepție și dacă este îngăduit de divinitate să-i cunosc la un moment dat, într-un eveniment sau în alte contexte, îi voi cunoaște. Dacă nu, mă bucur de lucrările dumnealor și atât. Iată, foarte frumoasă lucrarea aceasta. Foarte frumoasă. Superbă. Haide să dăm așa o raită și vă invit cu tot dragul să veniți, că sunt două expoziții, ca să zic așa, în același spațiu. Și ar fi păcat să nu vă bucurați de ele. Oamenii aceștia și-au pus sufletelul ca să ne bucure nouă sufletelul și atunci merită să-i onorăm cu prezența noastră și să le admirăm lucrările, pentru că așa mi se pare logic. Fiecare om este specializat în ceva. Este bun într-un domeniu. Și noi toți ceilalți care nu suntem specialiști în acel domeniu, idealul ar fi să-l admirăm și să-l ajutăm pe acel om cu prezența noastră, cu aprecierea noastră. Nu să trecem indiferent și să nu ne pese că omul respectiv a pierdut zile și nopți să facă acele cevauri. Mă refer aici la orice altceva. Hartă, muzică, tâmplărie, orice. Ia gândiți-vă când aveți nevoie de un faianțar sau de un zidar, ce minunat este unul din acela excepțional care vine și doar îi spui ce vrei și el face. Și după ce pleacă, îi rămâi profund recunoscător că a făcut ceea ce ți-ai dorit. Lucru care mie mi s-a întâmplat în momentul în care mi-am construit atelierul, pe care l-am și transformat în atelier, în expoziție permanentă, și am rămas cu o imagine deosebit de plăcută a meseriașului care m-a ajutat să-mi realizez visul. Și ori de câte ori am ocazia, îl apreciez și trimit un gând bun lui și familiei lui. Acestea fiind zise, vă așteptăm! Acum mă voi duce să fac o filmare și în expoziția Ligii.